Miza partidei și-a pus puternic amprenta asupra jucătorilor ambelor formații, astfel că ocaziile au lipsit cu desăvârșire în prima repriză a confruntării dintre FC Viitorul și FC Argeș din etapa 7-a play-out-ului Ligii 1. Imediat după revenirea de la cabine, constanțenii au reușit desprinderea pe tabela de marcaj, după un gol înscris de Artean la prima acțiune care a pus în pericol poarta argeșenilor. Chițu a fost aproape de a dubla avantajul formației sale după o fază aproape identică, 2 minute mai târziu, dar mingea a fost respinsă de pe linia porții de Tofan. Tsumo a avut și el 2 ocazii de a-și trece numele pe lista marcatorilor, ultima chiar în finalul meciului, însă Grab s-a aflat la post și a închis perfect poarta. S-a terminat 1-0 pentru Viitorul, o victorie la limită care îi scoate pe Constanțeni pentru moment din zona fierbinte a clasamentului Ligii 1. Mă bucur că am reușit să înscriu, dar spun că toată echipa am făcut un meci greu, un meci bun, cu o echipă bună, în formă, care ne-a pus în dificultate. Știam de la început că avem mult de suferit și s-a văzut asta și în teren, am suferit, dar ne bucurăm foarte mult că am câștigat, pentru că a fost un meci foarte important, cum a spus și dumneavoastră. Nu prea mai știm să ne bucurăm, pentru că în ultimul timp nu am avut rezultatele dorite și acest lucru ne-a luat și puțin din încredere și cu siguranță după această victorie vom avea un moral mai bun și vom obține rezultate mai bune, spun eu. În urma acestui succes, FC Viitorul a urcat pe locul 12 al clasamentului, fiind la 2 lungimi distanță față de locurile care duc la barajul de menținere în Liga 1. În runda următoare, programată vineri, constanțenii au parte de o nouă confruntare grea, în care vor întâlni liderul surpriz al clasamentului, Chindia Târgoviște.